zrănit și totul în jurul nostru, până și eu am emoții acum, este foarte, foarte alb și foarte pur. Miresele acestei ediții sunt pregătite. Mireselor? Ia să le vedem, ia să le vedem, ia să le vedem. Cum te simți, Constantina? Sunt foarte emoționată. Ce crezi că va spune Raymond când te va vedea? Cu siguranță o să-i placă. Am ținut cont și de dorința lui. Vrea să-mi iau o rochie prințesă și asta am și făcut. Cred că emoțiile te fac să vorbești puțin mai încet. O să te rog să repeți. Da, am zis că am ținut cont de dorința lui Raymond de a purta o rochiță stil prințesă și asta a fost decizia mea. Cu siguranță o să-i placă. Ok, deocamdată nu te ridica. Să păstrăm misterul. Da. Mergem mai departe. Cristina, tu cum te simți în rochie de mireasă? Foarte emoționată și foarte bine. Sunt foarte încântată. Este așa cum ți-ai dorit? Aproximativ, să spunem. Eu am fost pe alt stil. Vroiam ori sirenă, ori scurtă, în față, lungă, în spate. Dar mi-a tras atenție foarte mult această prințesică și sunt mândră să port astăzi. Ce crezi că va spune Andrei? Va plăcea? Mai bine să lăsăm pe el să-și dea cu părerea, na? Ai emoții? Ți-e teamă că o să spună ceva? Nu, cu siguranță mă va plăcea, dar mie vreau să-i văd expresia place de ea și fără nimic pe ea îmi place de ea. N-au înzim nimic, mai ales fără nimic pe ea. Nu e nicio problemă. Cu siguranță o să mă place cu eu. Nu, dar ai avut ocazia să vezi pe Cristina? Nu. Fără? A, fără nu. Doar no. Noi așteptăm slip-ul. Noi dezvăluiri. Cu slip-ul, dacă aș spune bunica, s-ar înțelege. M-a văzut în costum de baie și oarecum are o idee, nu? Am înțeles. Oana, cum ești? Eu sunt bine. Rochea în acest moment contează mai puțin. Mai mult contează starea mea de spirit. Sperăm că deznodământul va fi unul așa cum ne așteptăm. O vezi, iubita? Nu te văd, iubitul. Sper că nici tu pe mine. Laur, să știi că nu te văd. Nu te vede la mine, da? Și... nu te aud bine, Laur. Să te gândești la mine. Mereu mă gândesc la tine. Te iubesc. Și eu. Oana, cum te simți în interior, având în vedere tot ce s-a întâmplat astăzi aici? Ești puternică? Poți să reziști până la marea finală? Da. Te simți câștigătoare sau nu? Câștigătoare, aș fi ipocrită să spun că mă simt. Important este să fiu împăcată eu cu mine. Dar puternică am fost întotdeauna și câteva ore în plus nu mă vor doboră. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe la cea de-a patra miresică. Priviți-o, priviți-o. Ce faci, Mariana? Cum te am simți? Foarte multe emoții. Abia aștept să vă primiri. Mireasa nu e nimic fără mir. Mariana, cât de frumoasă ești, dar stă super în ochii de mireasă. Mireasă. Grigore nu te vede în acest moment. Stă super! Iubesc, iubi! Cu plăcere. Crezi că o să-i placă rochița ta? Păi da, îmi place foarte mult. Îmi place cum vin bolănașele alea. Oricum, el mă iubește oricum. Wow, și pantofi! Grigore, tu ești pregătit să o vezi pe Mariana? Super, stă. Păi da, o văd. Da, diseară vrea. Ia vină încoace, Grigore. Hai, vină încoace dacă ești așa curajos. Să vedem. Eu? Ce o să spui tu când o să te trezești cu patru mirese? Mariana, ești pregătită să-l vezi pe Grigore? Da. Ai emoții? Da. Hai să-l chemăm. Andrei. Iubi. Andrei. Băieții vor veni foarte, foarte curând. Vor intra unul câte unul și vă vor descoperi. Se vor întâlni cu voi. Da? Până atunci, haideți să trimitem un ultim mesaj telespectatorilor, un mesaj în care să îndemnăm să vă voteze, da? Și gândiți-vă de ce v-ar vota. Mariana. Între noi este dragoste adevărată și consider că merităm. Să te uiți în cameră, da? Da. Încă o dată? Între noi este dragoste adevărată și consider că merităm. Indicativ? 1. Așadar, pentru Mariana, votați indicativ 1. Oana. Dacă nu v-am dezamăgit, așa cum probabil se așteaptă toată lumea, aștept să mă votați. Indicativ 12. Mulțumesc. Mergem mai departe, la Cristina. Am foarte multe emoții. Sper că nu v-am dezamăgit niciodată și că aveți încredere în povestea noastră de dragoste. Votați-ne în continuare. Indicativ numărul 4. Mulțumim. Constantina? Da, eu în această competiție am învățat că totul este imprevizibil și chiar dacă nu o să ne căsătorim în marea finală, cu siguranță o să se întâmple afară. Așa că dacă credeți în dragostea noastră, vă rog frumos să votați indicativ 3. Indicativ 3 pentru Constantina. Aș vrea acum să știu și pronosticul. Doamna Maria, dumneavoastră a spus că îi susțineți pe Raymond și pe Constantina. Așadar, cine va câștiga, după părerea dumneavoastră, această competiție? Eu sper că Rei și Constantina.
al doilea Cristina, Mariana, Oana. Acesta dar, este topul doamnei Maria, în da? În ciuda faptelor cele, care s-au întâmplat, și Oana este printre ele. Unde, și nu știu dacă va fi ultima. De pe primul loc, în topul dumneavoastră, Oana a căzut pe ultimul loc, da? A căzut, dar e posibil să fie printre, să nu fie chiar ultima. Rămâne de văzut. Susținătorii care au iubit-o au rămas că deja Mariana, o săptămână, de două și... Hai să privim cum se cuvine pe viitorul tău sos, doamna Maria, continuăm imediat. Până atunci, am vrea să fim cu toții martori primei întâlniri dintre un mire și o mireasă. Ai emoții? Foarte mari. O să te țin de mână până când vine el, da? Wow, oh, cât de tare! Grigore, de fapt, nici nu vede. Haide, apropie-te! Apropie-te! Ai uitat să spui... Bună idee! Ce părere ai, Grigore? O piruetă. Am o părere foarte bună, îi stă foarte bine. Nu mă așteptam să fie așa mare. Ei, este exact ce mi-am dorit. Așa mare? Adică așa mare și frumoasă. Eu credeam că... Așa mare și frumoasă? După câte am povestit, credea că e mai sirenă, dar... Da, este foarte frumoasă. Wow! Ești foarte... Mariana, ce ne spui despre Grigore? El este frumos oricum. Dar în acest costum este cel mai frumos. Așadar, sunteți fericiți unul cu celălalt. N-ați avut surprize neplăcute la alegerea costumului sau a rochiei de mireasă. Și împreună ce doriți să le transmiteți susținătorile, dar susținătorilor, dar și familiilor. Vrem să ne transmitem că dacă ne plac și ne-au plăcut în tot acest timp, să ne voteze și să ne susțină o altă pereche. Da. Mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi. Constantina și Raymond. Puteți să-i lași sus. Ai de bucur la asta? Hello! Lume! Raymond, da. Ce spui despre miresica ta? E... A zice-o într-un jargon, dar nu e foarte Hai frumoasă. Hai spun-o, câtă vreme no, se poate da pe post. E cea mai frumoasă fată care am avut-o vreodată. Și e cea mai frumoasă mireasă, cea mai ispirată, cea mai inteligentă, e cea mai cea. Este unică. Constantina, cum e Raymond? Sexy, atrăgător, inteligent, zi. A spus tot. Da, el m-a mințit, a spus că o să fie într-un costum negru, clasic, simplu, dar de fapt este mov, este foarte bine, îmi place foarte mult. Un mesaj foarte elegant. De acasă? Le mulțumim din tot sufletul că au fost tot anul. Dacă mai au și câteva ore să ne suporte, să o facă, ar fi frumos. Vă iubim din tot sufletul nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și nu știu, n-avem cuvinte, ați fost a doua noastră familie. Vă mulțumim din tot sufletul. Să intre următorul mire, cine să fie, cine să fie.